adormitul trăiește și după moarte, pentru că cel care moare este trupul destinat pământului, așa cum știm, putrezirii și nimicirii, dar în el partea esențială este sufletul care practic nu moare, ci adorme. Atât doar. Adorme în sensul că nu mai comunică cu ceilalți, ci trece într-un, repet, într-un alt mod de existență care este știut de Dumnezeu și numai a lui Dumnezeu. Așa încât, dragii mei, ce vă sfătuiesc eu, nu vă temeți de moarte, pentru că ea practic nu există. De îndată ce avem pe Mântuitorul înviat, moartea nu mai poate exista. Noi credem în învierea morților, credem în propria noastră înviere, pentru că altfel am avea sentimentul inutilității, că trăim degeaba și că degeaba ne străduim. Să ne întemeiem familie, să avem copii, să-i învățăm la școală, să-i creștem mari, să ne trudim cu ei. Am zis, la ce bun toate acestea, dacă totul se termină prin moarte, prin nimicire. Nu este adevărat. De aceea noi creștinii și creștinii adevărați, cei care credem în Iisus Hristos, în înviere și învierea morților, atunci o facem pentru că o credem mai întâi în învierea lui Iisus Hristos. Spune Sfântul Apostol Pavel, un om foarte înțelept și insuflat de Duhul Sfânt, dacă noi n-am crede în învierea morților, atunci zadarnică ar fi predica noastră și zadarnică ar fi credința voastră. Adică ne-am sfârduit și am trăit degeaba, practic, dacă totul se termină prin nimicire, prin inexistență. Nu. Omul este sfidit în Dumnezeu să existe și existe atât prin ceea ce numim noi viață pământească, cât și pe viața de după moarte. De aceea avem și cultul morților și noi românii îl avem mai dezvoltat decât la alte popoare și mi-aduc aminte cu duioșie de vinerea patimilor, când la mine în satul natal, la țară, femeile mergeau să-și jelească morții, adică să-i plângă în sensul de a conversa cu ei. Pentru că în plânsetul lor era, de fapt, o convorbire cu cel care se găsea în groapă. Adică, practic, moartea nu exista pentru ei și în concepția noastră. De altfel, să nu ne mirăm că strămoșii noștri daci, care nu erau creștini, erau păgâni, credeau în suflet și în nemurirea sufletului. De aceea nu ne-a fost foarte ușor să adoptăm creștinismul nouă românilor, pentru că am fost precedați de strămoșii noștri care credeau în suflet și în nemurirea sufletului. Către această credință vă îndemn și eu, în scurtul cuvânt pe care îl țin, datorită stării de oboseală, poate și vremea de afară, și vârsta și osteneala și grijile. Cu aceste scurte, puține cuvinte, vă binecuvintez pe toți, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute să ducem cu bine restul zilelor noastre către un sfârșit creștinesc, neînfrutat, cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Amin.